Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod în care am de gând să fac ceva foarte special. După părerea mea, am de gând să deschid scrisori pe care le-am primit de la voi, pinguinii, adică abonații mei, și sper că sunteți în continuare pinguini, pentru că scrisorile astea le-am cred că aici de vreo lună sau ceva de genul ăsta și am primit mult mai multe de atât, însă foarte multe dintre ele le-am deschis off-camera, adică fără să filmez, pentru că primeam multe rău de tot, cred că am primit vreo 50 de scrisori și n-am făcut față să fac un episod pentru canalul de vloguri, așa că am zis, bă, de acum încolo fac câte un episod pe canalul de gaming, adică pe canalul ăsta, Mac și altele, și toată lumea e fericită. Apropo, dacă vreți să-mi trimiteți scrisori, puteți să o faceți pe adresa din descriere, nu trebuie să aveți adresa mea, pur și simplu trimiteți la căsuța poștală, o să vedeți acolo, aveți detalii mai multe, și hai să începem să deschidem scrisorile. Ok, ăsta o să fie un episod foarte lung, deci în cazul în care n-aveți chef să vă uitați, puteți să nu vă uitați, însă n-am de gând să stau și să tai și chestii genul ăsta, pentru că mie îmi place să văd așa prima reacție și toate nebunelile astea, așa că hai să vedem. Ok, prima scrisoare e de la Viorel Cioată din Suceava. Ok, bă, o să-mi fie destul de greu să deschid unele scrisori, trebuie să recunosc, și o să rup destul de multe plicuri pe care le primesc, însă sper că e ok pentru voi chestia asta, adică sper să nu fie vreo problemă mult prea mare. Ok, am primit o scrisoare, hai să o citim, vreau să vă zic că o să păstrez toate scrisorile astea. Oh my god, e o scrisoare scrisă la PC și scrie foarte mult, nu o să citesc tot, o să citesc o mică parte. Salut Max, mă numesc Viorel Cioată, sunt din județul Suceava, destul de aproape de tine, și simit această scrisoare deoarece vreau să te rog ceva. Probabil oricine ar spune asta, dar eu sunt un mare fan de al tău, te urmăresc de când aveai mai puțin de 100.000 de abonați și o voi face în continuare. Uite, ăsta e un tip care nu minte. Primesc mesaje de la unii frate și zic, bă Max, eu te urmăresc de când aveai 200 de abonați. N-ai cum să mă urmărești de când aveam 200 de abonați, pentru că în momentul ăla nici măcar n-aveam clipuri pe canal, știi, deci, na, în fine. Și eu am un canal de YouTube pe care sunt numit iSquash, deci îl puteți găsi și pe el pe YouTube, și încerc din greu să-l mențin și să-l cresc. Momentan am puțini abonați, când îți scriu scrisoarea asta am 83. Ok, știu că sunt dezamăgitor și că orice te-aș ruga nu m-ai ajuta, deoarece în momentul când am așa puțini abonați sunt un nimeni pe YouTube. Bă, canalul lui e iSquash, legat, I-Q-S-Q-U-A-S-H. Dacă vreți puteți intra să îl susțineți. N-am de gând să citesc acum toată scrisoarea, pentru că ar fi mult prea mult, însă îți promit că o să o citesc eu off-camera. Hai să trecem mai departe. Avem o altă scrisoare de la Elena Bianca Neacșu din Argeș, Pitești mai exact. Și o scrisoare destul de mare după părerea mea. Ok, hai să vedem. Trebuie să am grijă să nu vă arăt vouă cumva din greșeală adresele celor care îmi trimit scrisori, pentru că mă gândesc că nici mie nu mi-ar plăcea să-mi arate cineva adresa într-un video. Ok, deși nu s-ar întâmpla nimic, dar na, totuși. Ok, avem aici multe chestii. Avem o brățară. O brățară care îmi place foarte mult pentru că are culorile mele preferate, deci negru și verde. Și aș zice unii, bă Max, da, negru nu e culoare. Nu știu, eu consider că negru e o culoare și alb zic eu că e o culoare. Sau o non-culoare, mă rog, tot o culoare o consider. Aici am niște postere, un poster cu Miley Cyrus. Mie îmi place mult Miley Cyrus și aici e One Direction, însă probabil mi l-a trimis pentru Miley Cyrus. Și chiar îmi place, mersi mult de tot. Avem un poster cu Selena Gomez. Îmi place și Selena Gomez, mie îmi plac foarte mulți artiști. Nu știu, nu-mi place să fiu un hater și ăștia sunt printre favoriții mei. Iar aici am o poză cu mine și scrie Tag Life. Cât de șmecher e desenul ăsta. Super, super tare, mersi mult de tot. Iar aici ce avem? De la Bianca Octaviana Ovidiu. Ok, sunt trei oameni. Te mai așteptăm în Pitești. Ok, știți că am fost în Pitești acum un an aproximativ, adică în septembrie 2015, n-a trecut chiar un an, și vreau să vă zic că o să merg și anul acesta în Pitești, o să vă zic data pe Facebook mai exact, mai e puțin până atunci oricum. Mai am ceva aici? Nu cred, nu? Nu, asta a fost tot, mi-au trimis niște desene, niște chestii super tari după părerea mea și vă mulțumesc mult tuturor care au scris scrisoarea asta. Următoarea scrisoare e de la Izabela Nicolae din București, sectorul 1. Nu o să... Ok, o să rupem asta pentru că n-am răbdare să o deschid. Hai să vedem ce am primit de la
Isabela. Ok, Isabela. Avem aici ceva foarte complex, cred, cel puțin. Max și altele, Max și punct Nutella. Max, vreau să spun că ești un super blogger, băiat gamer. Îți doresc să ajungi cu canalul de YouTube la peste 500.000 de abonați. Wow. Continuă vlogul, poate nu o să te văd niciodată, deci, deși continui să te susțin. Eu sper să mă vezi și o să fac tot posibilul să ajung la un moment dat, nu știu, poate în vreo 5 ani, deși sună mult, știu, însă altfel nu prea ai cum. O să fac tot posibilul să ajung în toate orașele din România și sper să reușesc. Ok, bine, nu chiar toate orașele, în toate reședințele de județ. Ați înțeles ideea. Ok, Max președinte, așa arată acest colaj, aș putea să-i zic, da, cred că e un colaj, nu știu ce părere aveți voi. RIP Haters, Max Legendary, sper să apară într-un videoclip Isabela de la ta abonată. Super, super drăguț, îmi plac chestiile de genul ăsta și chiar sper să mai îmi trimiteți ca să mai facem episoade de genul. Nu știu, dacă îmi trimiteți multe, am de gând să fac multe episoade și am aici chestii din astea pe care le poți face așa și să sune și să fie mișto. Următoarea scrisoare pe care am primit-o e de la Mihai Marian din Oradea, Bihor. Hai să deschidem scrisoarea, să vedem ce mi-a trimis el aici. Ok. Bă, asta nu e atât de greu de deschis, precum imaginam. Cred că e doar o simplă foaie cu niște mesaje. Salut Max, mă numesc Mihai și sunt unul dintre abonații tăi. Ține-o tot așa, ești tare. Dacă poți, scrie-mi cumva cum să-mi instalez Minecraft. Când pui Minecraft trolling. Și aici avem un desen mirific cu Max și cu semnul de la YouTube. Minecraft-ul se cumpără cu 20 de euro. Nu știu exact cum poți să-l instalezi în non-premium. Poți să te interesezi să cauți tutoriale pe YouTube. Iar Minecraft trolling, nu știu exact când o să postez, dar chiar mi-am amintit de seria asta și o să fac tot posibilul să pun foarte curând. Și atâta mi-a scris el, deci aparent unii îmi trimite scrisori și nu-mi scrieți prea multe chestii, dar e ok, adică pe mine nu mă deranjează, însă mă mir, știi, unii chiar dau bani să-mi trimită un simplu mesaj și un simplu salut. Mersi mult pentru chestia asta. Ok, hai să vedem ce avem aici în continuare. Vreau să zic că dacă o să vă plac episodul ăsta și o să primim multe scrisori, o să deschidem doar în episod scrisorile. Deci toate pe care o să le primesc o să apară în episod. Ok, de la Sebastian Oșvat din Mediaș, județul Sibiu. Ok, am primit un desen și o scrisoare. Ăsta e desenul, scrie Max, skin-ul meu de Minecraft. Drăguț, frumos, ce scrie acolo? Citește pe spate. Ok. Created by Sebi. Copyright 2015 scrie aici. Salut Max, numele meu este Sebi, canalul meu de gaming este Sebi Plays MC. Și din totdeauna am fost cel mai mare fan al tău. Te susțin în continuare și apreciez ceea ce faci. Mersi Sebi pentru susținere, chiar apreciez și apreciez mult faptul că ai stat să-mi trimiți o scrisoare doar ca să-mi zici faptul că mă apreciez și e super, super, dar nu știu, așa un sentiment plăcut. Ok, următoarea chestie. Mama, aici pare a fi ceva. Deci nu știu, e... nu știu ce e, habar n-am. De la Iancu Valentina, din București, sector 2. Nu contează că e sector 2, dar eu v-am zis doar așa ca să știți. Am puțin spațiu ca să deschid scrisoarea, pentru că am microfonul fix aici în fața mea. Ați văzut și voi mai devreme. Deci da, asta e o problemă, ar putea fi. Oh my god, avem multe chestii aici. Nu pot, ok, cred că o să rup plicul puțin mai tare. Nici eu nu știu ce fac aici. Bă, ești nebun, e o scrisoare într-o scrisoare. Și acum trebuie să deschid din nou. Wow, Valentina, dar ce ai făcut? De ce mi-ai trimis atâtea scrisori între altele? Nu știu, în fine. Hai să vedem, avem un plic, o să rup plicul normal, ca de obicei. Și avem multe chestii. Ia să văd, ok. Hai să punem asta aici. Știu că mult timp din clipul ăsta o să fie... o să fiu eu încercând să deschid scrisorile. Ok, avem aici niște brățări. Asta cred că e un breloc. Un breloc, nu știu ce vrea să fie chestia asta, dar n-arată rău. Puteți vedea. Urmărește pendula. Ok, nu. Știu că mă uit de multe ori în altă parte și nu la voi, însă mă uit la mine, știi? Și aici avem o brățărică drăguță cu
Oh, ce mișto e cu o săgeată. Nu știu, îmi place săgeata asta, deci îmi place mult, chiar îmi place și brățara e roșu cu negru. Roșu e altă culoare de-a mea favorită. Chiar e drăguță, îmi place, mersi mult pentru asta. Și aici avem ceva chestie. Nu știu exact ce ar vrea să fie. În fine, unghiile mele pe care le-am rupt eu în ultimul timp foarte mult, trebuie să le tai zilele astea. Aici o foaie albă goală. Nu știu exact ce vrea să fie, în fine. La mulți ani, Max. Eu sunt o mămică de băiețel care în anul acesta, 2015, prin luna mai, a descoperit împreună cu băiatul meu jocul Minecraft. Căutând pe net, am găsit și canalul tău. Te respect foarte mult pentru că ai un limbaj civilizat, ești respectuos în general și... ești respectuos și în general ai o gândire... Ai o gândire... Nu mai continuă aici mesajul, ia să vedem. A, o gândire bună, ok. Am fost și la Pitești special pentru tine, i-am făcut o surpriză băiatului, a fost super fain. Ok. Am multe de scris, dar o las pe altă dată. Ți-am făcut o brățară în culorile skinului și am pus și o săgeată, iar brelocul are spre... Are și o săgeată, iar brelocul are spre culoarea ta favorită. Sper să-ți placă. I-am cu Valentina. Asta a fost trimisă prin septembrie 2015, însă... Am primit-o foarte târziu pentru că v-am zis am o căsuță poștală și nu prea are rost să o verific căsuța decât în momentul în care se strânge un număr de scrisori și am primit-o și după care am primit-o am zis bă, o să păstrez scrisoarea asta pentru video și n-am făcut video până acum. Oricum apreciez enorm, sper că în continuare mă urmărește fiul dumneavoastră sau poate chiar dumneavoastră, nu știu exact. Și chiar apreciez gestul, super, super tare și îmi place faptul că v-ați gândit la toate detaliile astea. Ok, la mulți ani Max și din partea lui Meali și Ed. Avem aici un desen. Aici e avatarul meu de pe YouTube. Super, super drăguț mesajul. Chiar, nu știu, mă simt așa super bine când văd că multe mame știu de mine, știi? E chiar un sentiment fain. Hai să continuăm să deschidem scrisori. Avem aici o scrisoare de la Ilinca și Călin Anastasiu, din Iași, județul Iași, ok. Hai să deschidem scrisoarea. Hai să o rupem cumva sau... Nu, putem să o deschidem, ok. Îmi plac astea care se deschid așa mai ușor și nu trebuie să faci un efort mult prea mare. Ok, bine, probabil am rupt-o puțin, dar asta nu contează. Pentru că am rupt doar plicul, nu scrisoarea. Mamă, câte chestii avem aici. Băi, ești nebun. Deci scrisoarea asta are mai multe chestii decât v-ați imaginat voi. Și aici a căzut un elastic, nu știu exact de la ce. Ok, deci în primul rând. Brățările sunt făcute de Călin, iar brelocul care a fost fosforescent e făcut de mine. PS. Elasticile cu care am prins brățările le poți rupe. Ok. Deci în primul rând avem o scrisoare, scrie Max Pinguin. Puteți să vedeți aici. Și în interiorul ei scrie Dragă Max, eu și fratele meu, eu am 14 ani și fratele meu 10 ani. Vrem să-ți urăm succes în tot ceea ce faci. Ne place mult canalul de gaming și mai mult... Nu, ne place mult canalul de gaming și mai ales Custom Subs. Serie pe care n-am postat-o de mult timp. Poate o să revenim cu seria chiar în zilele astea. Vedem noi. Hai să vedem în continuare. Suntem din Iași, un oraș foarte frumos și ne-ar plăcea dacă ai face un fan meeting aici. Ok, sper să fac un fan meeting prin... Iași, deși nu știu, pentru că nu e ușor să faci un fan meeting. În momentul în care faci un fan meeting, trebuie să te gândești la multe chestii, mai ales dacă e un oraș în care nu știu cum stă treaba, știi? Și Iași e un oraș în care nici n-am fost momentan. Oricum, apreciez enorm chestia asta. Hai să vă arăt ce mi-au trimis. Ok, aici sunt niște elastice. Avem o brățară. O brățărică drăguță. Puteți vedea. Hai, hai, hai. Ok, nu știu dacă o să focalizeze, oricum puteți vedea ca idee. Altă brățărică drăguță. Mă fac plin de brățări, o să am plină mâna cu brățări. Și aici o brățară verde cu albastru, chestii. Și ăsta e un breloc, cred. Habar n-am, sau un șarpe, nu știu ce vrea să fie. Te ipnotizează. După care avem un creion care se face așa. E mișto, chiar e mișto ideea asta de creion, însă e greu să-l țin în mână, sincer. Pentru că nu e atât de stabil, știi? Gen, na, nu știu. În fine, oricum e super tare. Mersi mult pentru toate chestiile astea și acum cred că cea mai tare chestie din scrisoarea asta, după părerea mea,
E acest desen făcut cu acuarele. Ok, poate nu e atât de detaliat, însă nu știu. Eu n-aș ști să fac așa ceva cu acuarele. Mi se pare super greu să faci chestii cu acuarele. Arată super tare, vedeți? Aici sunt niște zombie morți, aici niște creeper, iar aici sunt eu cu o sabie în mână, cu sânge, un copac, fundal și scrie Max, bossul pinguinilor. Mersi mult pentru asta, apreciez enorm. Și hai că mai avem câteva scrisori, deci nu, să nu credeți că s-a terminat. Avem o scrisoare de la Alexandru din București. Ok, hai să vedem ce mi-a trimis el aici. Ok, avem din nou o scrisoare în scrisoare. Nu înțeleg de ce, dar sperăm că e cu un motiv bun. Bad lightning plus Max și altele. Oh, red lightning. Ok, poți te rog să citești scrisoarea mea într-un videoclip? Ia mă, că ai avut noroc. Bine, sper să nu creadă unii că zic mă într-un mod nasol. Eu folosesc ăsta mereu, adică zic mereu mă. Dragă Max, mă numesc Alex și te urmăresc de foarte mult timp. Continuă toate seriile pe care le faci, mai ales Custom Subs, Minecraft cu Alice, CSGO, Case Opening, mai joacă și cu Irafael. În curând voi face și eu filmulețe. Red Lightning, ok, adică lumină roșie. Te rog să mă urmărești și tu pe mine. Ești cool, ești tare. În curând începe școala, spor la învățat. Penguin, am fost la Dreamhack și mi-ai dat autograf. V-am zis, multe scrisori sunt de mult timp. Mersi mult pentru această scrisoare. Îmi pare rău că n-am citit-o mai devreme și, nu știu, într-un fel mă bucur că nu te-am dezamăgit și am deschis-o până la urmă. Dar toate scrisorile le-am citit, nu doar astea pe care o să le vedeți în video. Ok, aici scrie Max și altele. Cool, avem un desen, sper să-ți placă desenul, e făcut cu pixul cu sclipici. Avem un desen făcut cu pixul cu sclipici. Nu e tocmai, nu seamănă foarte mult, însă e un desen reprezentativ, știi? Adică, nu trebuie să fie un desen exact. Și mai avem încă 3 scrisori. Asta e cu Keep your eyes open, țineți ochii deschiși, din Cipru. Oh, avem o scrisoare din Cipru de la Maria Andreea. Hai să o deschidem. Ok, o să rupem plicul pentru că durează prea mult dacă o să deschid fiecare scrisoare într-un mod civilizat. Oh fuck. Ce-a fost sunetul ăla? Ok. Avem o scrisoare într-o scrisoare din nou. Ia mă, ce e chestia asta mică? Lol, o mașinuță. Deci am primit o mașină în poștă. Prin poștă, fraților. Am primit o fucking mașină prin poștă. E chiar cute, mersi mult pentru asta. Deci chiar e drăguț, să ne asigurăm că nu lăsăm ceva pe acolo. Din partea... Oh, și-am primit un pinguin, un suvenir cu un pinguin. Ok, hai, sper să-l focalizeze. Focalizează-l, nenorocitule de web, care nu vrei. Bă, oricum puteți vedea aici, e un pinguin micuț, foarte drăguț. Scrie din partea mea cadou, mersi mult pentru cadou ăsta. Și mai avem câteva chestii, deci nu s-a terminat tot aici. Avem o poză cu mine și câinele de la bunici care a murit. Și sunt super trist pentru că a murit câinele ăsta. Deci am fost super trist la momentul în care am aflat chestia asta. A fost un câine care a trăit cam în momentul în care am trăit și eu. Eu când aveam 4 ani, atunci a trăit el. Și eu când aveam 15 ani, nu, de fapt acum la 16 ani, a murit câinele. Vă dați seama, un câine a trăit 11 ani, un câine bătrân, dar nu știu... Țineam mult la câinele ăla, ok. Iar aici avem o scrisoare. Întrebare, ai încheiat seria cu Minecraft cu Alice? Da, am încheiat seria de Minecraft cu Alice momentan. Poate să urmezi un sezon 2, însă de data... Poate data viitoare o să vorbească Alice, vedem noi. Provocare, bagă 3 linguri de sare într-un pahar și nu știu ce. În fine, nu o să fac provocare acum pentru că e târziu și nu prea pot. Dragă Max, numele meu e Virag Maria Andreea și am 10 ani și jumătate. Te urmăresc de câteva vreme și am văzut într-un clip cu friend mail. Ai spus că ai adresă poștală în descriere. Așa că am luat-o și m-am gândit să-ți trimit și eu o scrisoare. Mă bucur pentru cei 200.000 de abonați. Deci asta e de mult scrisoarea. Acum avem peste 400.000 de abonați pe canalul de gaming și 350, 360, 70 de mii cred pe canalul de vlog. Deci am crescut mult de atunci. Cred că înseamnă mult pentru mine. Adică pentru tine scrie aici, pentru mine, ok. Eu sunt din
Eu sunt din Deva, de la Hunedoara, acum sunt în Cipru în vacanță. Oh my god, deci ea nu stă în Cipru, însă mi-a trimis scrisoarea în momentul în care era în Cipru. Mersi mult de tot pentru asta și un plic foarte, foarte colorat în staff. Îmi place mult și plicul, mă bucur că te-ai gândit să-mi trimis tocmai în momentul în care era în Cipru. Avem următoarea scrisoare de la Vlad Emilian Cercel din Bacău. Ia, hai să deschidem această scrisoare. Hai să vedem ce ne-a trimis el aici. Ok, să nu rupem ceva. Trebuie să avem grijă. Keep calm and love Max. Și aici skin-ul meu de Minecraft. S-a îndoit puțin chestia asta. Keep calm and love Max. Pe spate scrie: eu sunt Teo și vreau să zic să nu te lași de YouTube. Mersi mult, Teo. N-o să mă las de YouTube. Apreciez mult faptul că mi-ai trimis o scrisoare să-mi zici asta. E super, super fain sentimentul. Și asta. Oh, ăsta e un desen cu Max. Așa arată el. Ok, mersi mult pentru asta, Teo. Apreciez. Și asta a fost în scrisoarea lui. Ok, deci am aici scrisori, cred că aproape jumate de metru înălțime. Și ultima scrisoare vine de la Stan Teodora Ilona, cred că Ilona, din Germania. Deutschland. Ok, mersi mult pentru scrisoare și apreciez că mi-ai trimis tocmai din Germania o scrisoare. Ia mă, să deschidem nenorocita asta de scrisoare, pentru că se deschide greu. Ok, hai să vedem ce am primit aici. Avem un mesaj, aparent. Asta e o scrisoare mai clasică, așa. E o hârtie pe care a scris mai multe chestii. Bună Max, eu sunt Teodora, sunt din orașul Buzău, dar acum stau în Germania și sunt o fană de a ta. Îți iubesc vlogul și canalul de gaming, îmi place foarte mult când faci Skywars cu Snake și mai ales că mă faci să râd. Ești un om genial. Sper ca niciodată să nu renunți la vlog și la canalul de gaming. Nu ai de ce, pentru că ești foarte bun în ceea ce faci. Aș vrea să vorbim, dar mica problemă e că mie pur și simplu mi-e rușine să-ți trimit mesaje pe Facebook. Pot deveni insistentă și asta e destul de enervant pentru unii oameni. Hihi. Sper ca într-o zi să-ți pot scrie și să ținem legătura. Acum deviem de la acest subiect, mi se pare mie, sau ești o persoană super cute. Ok, o să citesc eu totul. După care avem aici un desen cu Max și altele. O să citesc totul după ce închid acest clip, pentru că nu vreau să vă țin și pe voi și poate sunt chestii mai nu neapărat private, pentru că nu sunt neapărat private, însă mai personale între mine și voi. Și îmi place foarte mult că prin scrisori pot să primesc mesaje așa mai personale de la voi și să văd ce mi-ați scris și chestii de genul ăsta. Apreciez enorm. Cam atât a fost primul episod cu scrisori. Dacă vreți în continuare episoade de genul ăsta, apăsați un like. Am mai făcut episoade de genul ăsta pe canalul meu de vloguri. Dacă nu știți, aveți în descriere canalul de vloguri. Și nu am problemă în a citi, însă unele scrisuri chiar nu le înțeleg, în cazul în care m-am bâlbit într-unele momente când citeam. Oricum, cam atât, eu am fost Max și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!